Timișoara, după ce primarul a dat asigurări că nu va crește taxele, a fost nevoit să le majoreze cu 16%. Cei 10.000 de timișoreni care și-au plătit deja impozitele trebuie să achite acum diferența. Nu sunt mulțumit să dau timișorenilor o astfel de veste, mai ales după ce cred că lumea s-a bucurat când eu am spus răspicat că în ceea ce mă privește nu voi promova o politică de majorare a taxelor și impozitelor. Edilul spune că totul provine dintr-o neînțelegere legată de datoriile pe care le-ar fi avut primăria. Nu avem datorii pe anul 2012. În data de 31 decembrie aveam restanțe de plăți de 10,5 milioane de lei, deci o sumă mică, dar la fel de adevărat este că în primele zile din ianuarie am achitat în totalitate acele datorii. Acum, mulți timișoreni sunt nevoiți să se întoarcă la ghișee. Veți mai face încă un drum? Suntem în România. Ca să plătiți diferența? Neapărat. Sunt datoriile noastre de cetățean și așa vor cei care ne conduc. Eu mi-am plătit pe al meu. Acum trebuie să plătești ce-mi revine. În Timișoara sunt înregistrați peste 300.000 de contribuabili. Plata taxelor și impozitelor locale majorate se va face începând cu 1 februarie. Și primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, a fost nevoit să mărească taxele. Toate dările care sunt la sectoare și le încasează sectoarele cresc de la taxa auto, taxa pe proprietate, cu 16%, 16,1% la unii, după calculele făcute și dictate de ordonanță. La nivel național nu există deocamdată o situație centralizată a primăriilor cu datorii.